trebuie să mă învăț cumva să nu mă mai trezesc la orele astea. Iar e 8 după amiază. Tu, da. Ce faceți, neață? M-am trezit și eu acum, vreau să mă urc pe afară puțin să mănânc ceva. Se vede că abia m-am trezit. Probabil că da. Mă duc afară să mănânc ceva și după, nu știu, o să filmez ce mai fac azi. Uite mașina. Mașina mea! Uite în pisica cum stă acolo fără talon. Săraca de ea. Cred că e dor de mine. Vă dați seama că ea stă acolo să uită la mine. Cum merg cu Mercedes-ul ăsta. Cred că zice mai trădat. Și au avut ăștia accident pe aici. Și cred că e și rău, gen. Am plecat din fața porții, dar n-am mai putut să continui filmarea pentru că un prieten al nostru a făcut accident. Nu o să vă arăt accidentul că e urât, adică familia lui încă nu știe și astea, dar o să vă pun un clip așa cu ce se vede mare parte. Oricum, sunt cu Andrei, am venit la XO Market, cred că e prima dată când vin, nu? Da, e prima dată. Și la mine la fel. Și nu știu, hai să ne luăm niște dulciuri americane. Ce frumos e la clasă asta. Prima experiență, prima desfășurare. Da. Am fost acum antrenat de cumpărat de la XO Market, care arată ca un butic de pe șoseaua Chitilei. Adică, nu știu, mă simțeam exact ca la mine pe Chitila, exact ca acasă era. El și-a luat niște chit. Mi-am luat Cheetos, pentru că aia mi-amintesc de Canada și mie când mi se face dor, mănânc niște Cheetos, știi? Și atunci mă alină. Așa, eu mi-am luat un energizant Master, care mi se pare interesant, și o sticlă de apă. În rest nu prea aveai chestii, erau... Dacă vezi, arată la... pe site, arată mult mai multe chestii, da. Din ce am văzut aici, încercam să-mi găsesc cu băutură, dar nu vedeam. Vreau să-mi iau o Fanta, ceva diferit, da? Ce? Da, asta nu. Dacă vreți să vă duceți la XO Market, vă recomand să vă duceți la magazin din colț. E exact aceeași experiență. Uite. Da. Asta, dacă vreți să vedeți cum sunt cele mai bune. Orice fel de Cheetos, luați-le. Au fost și la noi o perioadă, dar după nu au mai fost pe piață. Cred că... Da, nu știu. Și eu sunt foarte dezamăgit. Adică ce e pe site și astea n-are nicio treabă cu ce e magazin. Am un loc București ăsta, mă enervează. Hai, acum să facem un taste test? Da, un taste test cu, nu știu, Monsterul ăsta. Care mi s-a părut singurul lucru interesant. Ție cum îți place înghețata aia Oreo? Bă, asta chiar e bună, deci bun. Mă rog, dar e Oreo, nu e, adică cred că găsești și în România. Dăm pentru magazin, pentru Cheetos dau 10 când am altă notă. Pentru înghețata dau un 9, că tot, cum îți zice și l-o găsești. Dar pentru magazin, nota 5, ceea ce vă păsai și cere magazin. Eu îi dau 2. Adică, nu știu, sunt profund dezamăgit. Mă rog, să vedem cum e chestia asta. Pare interesant. Miroase bine. Știi cum e asta? Ca și cum ai turna puțin Monster în cafea și ai adăugat și lapte. Dar e bună. Oricum, faptul că nu are nimeni și o să ți le iei așa de pe și să-ți faci pofta, dar e ok așa ca magazin. Doar da, că frate, da, uite, nu are ce am vrut noi. Am intrat și pe Instagram și pe site-ul, da, că m-am mai uitat, site-ul. Știi? N-am fost niciodată, dar m-am mai uitat. Pe site n-am apucat să-mi comand, că are setare acum să îți comand să-ți vină acasă direct. În primul rând, nici nu seamănă, stai să fie lumina mea, ok, nici nu seamănă cu ce e acolo. Și în al doilea rând, nu au toate produsele, adică dacă vroiam, nu știu, Fanta de... Cine știe ce tâmpenii beau aia din America? Și veneam aici să caut ce? Asta de blueberries, de strawberries, știi? Măcar spune pe site, out of stock, știi? Ar fi mai ușor. Mamă, cum e? Ia uite. Da? Am venit cu Andrei, îl vedeți acolo, stă. Ascultă melodii să-și pună la descriere la Instagram.
la Instagram. Am venit cu Andrei să facem niște poze. Foarte tare loc. Da. Suntem, dacă vreți să veniți aici să faceți poze și chestii de genul, suntem pe AFI. Ce vreți să găsiți? I'm rare like a steak on a plate. E bine. I'm rare. Mamă, dar nu pot să zic, nu? Rare. Rare. E greu de zis, nu? Așa e. E greu, e engleză, e d-astea. Da, e greu. Vă chitila, n-avem d-astea. No, engleză. N-am învățat engleză la școală. Păi noi suntem vlongări. Da. Dacă vreți să vă faceți poze aici, AFI Palace, parcarea, ultimul etaj, e șmecherul, pentru că ai atât loc. De obicei, clădirile de acolo au niște LED-uri pornite pe ele, acum nu știu ce s-a întâmplat de nu mai sunt pornite. Și plus că poți să... E și privilegiul ăsta, gen. Poți să faci așa o poză dacă vrei. Mie mi-e lene să mor pe astea și n-am chef. Da, deci era să rămânem blocați pe AFI pentru că cineva, nu dăm nume, forță, a vrut să facă poză din, de pe scaunul șoferului, iar tichetul de parcare era pe scaun. N-ați înțeles, mă incomoda, am vrut să fac poza și era acolo și am dat cu piciorul și l-am scos din mașină. Am zis, bă, ce-i hârtia asta? Și când am ajuns la barieră, bă, tichetul era pe mașină. Tichet. Și zic, bă, tu cred că l-am aruncat eu pe jos. Uitați aici, ce porți? Eu? Niște ciocate. Da. E și talpa aici, forță. Bine că l-am găsit, că altfel rămâneam blocat aici. Da. Mulțumesc tuturor subscriberilor pentru donații. Am reușit și eu să-mi iau mașina asta. Ce să zic, e un Audi. Stai un pic, frate, e mașina ta? Da. Și de ce e cheia la mine? Run. Eu am dat drumul. Gata. Ne-am întors și noi de la AFI. Ne-am întâlnit afară cu băieții. El e Leo, se lasă Instagram. Subscribe la Fox. Se lasă Instagram cum undeva pe aici. Ăsta e Audi lui A5, 3000 diesel. 3000 diesel cabrio. O scutură mie de vară. Mașina asta pentru mine a fost un aspirator de femei. Am făcut treaba cu ea vara și acum trebuie să scăpăm de ea. Dacă doriți să fiți aspirate, las Instagram în descriere. Ia zi, trei lucruri care îți plac la mașina. Frate, în primul rând îmi place că e cabrio. Și eu așa sunt obișnuit vara cu mașină cabrio. Pachetul S-Line interior-exterior. Atrage eu. Trei lucruri care nu-ți plac. Îmi place că duci pe apă mai suficient. Nu mai ales fătă mă dat și fără. Ea fiind drag ce ne față, mai ales fătă. De ce s-ar? Credeam că o să zici că consumă puțin. E total opus. Și consumă și puțin. Gândește-te că nu-i mi-aș așa la sută. Nu, credeam că o să zici că nu-ți place la ea că consumă puțin când e pe eficient. Așa, motor. Deci consumul e un punct foarte la ea, care e să mă scoate. Frate, dacă nu ești frumos, piața aia 6, maxim 7. 6 sau 7? Da. Dacă te dai la diesel, e bine rău. Și dacă te dai la ea, frate, mai am de 11. Nu mai sunt cu BMW-ul, cu Audi, te dau semnal la BMW. La BMW nu există semnal. Da, mi se pare că e întoarce foarte greu. La 0, stai ca unde e așa. Nu, stai ca nu cât am ținut. De la 0, hai.
mașina îmi place foarte mult. Deși mai mult mi-ar plăcea o seria 6. Cabrio. De ce? Și nu că am mai avut și a 8-a, dar... Mai multe mașini ca o... Păi de ce? Ce-ți place la ele? Păi da, sincer, adică, nu știu, îmi place cum se vede botul, farurile, spatele nu prea îmi place, dar botul e top. Bă, te-ai atenționat clocul să te duci la culcare. Ce, mă? Te-a anunțat alarma, time for bed. Păi nici vreau să mă ascult, eu nu prea dorm. O să-i las Instagram în descriere, dacă vreți să fiți aspirate. Aici e Leo, dați-mi aici. Aici. Cea mai mare plăcere, vă scot în oraș, fac eu cinste, nu e problemă. Hai, v-am pupat.